Zilei, am numărat pe pas achitările de astăzi, că dacă tot veni vorba cu lupta anticorupție, ia să vedem achitările de azi, achitările zilei de azi. Vă citesc foarte pe scurt, unele sunt de păluj, unele articole, altele sunt de pe adevărul, altele, în sfârșit, deci de astăzi sunt toate. Sunt știri, nu sunt opinii, sunt știri. Unitatea de elită DNA Ploiești a vrut să dea o mega lovitură, dar s-a făcut de râs. Procurorii lui Lucian Onea au depistat doi fochiști angajați la IPJ Buzău fără să fi îndeplinit condițiile necesare, motiv pentru care doi ofițeri au fost trimiși în judecată pentru abuz în serviciu. Înțelegeți? Curtea de apel Ploiești le-a dat cu dosarul în cap, dispunând achitarea definitivă a inculpaților. Mai rămâne ca DNA să se ocupe de băbuțele din piață care nu dau bon când vând pătrunjel. Bun, deci doi ofițeri, că asta era, doi ofițeri achitați definitiv astăzi după ce au fost acuzați de celebra unitate de elită DNA Ploiești. După aia mai avem Andrei Bădin. Eu nu l-am simpatizat niciodată pe Andrei Bădin, niciodată. Nu mă apuc acum. Deci nu e o chestie de simpatie, nu e o chestie, dar a fost achitat cetățeanul. De onorata instanță. Dacă a fost achitat cetățeanul de onorata instanță, atunci e achitat. Nu? Jurnalistul Andrei Bădin, acuzat de luare de mită, a fost achitat pe lipsă de probe. Alți 6 acuzați, atenție, alți 6 acuzați au primit achitări în dosarul făcut de DNA. 2 dintre inculpați au fost ținuți 6 luni în arest preventiv. Știi, asta, susțineți lupta anticorupție? Nu știu, vi se pare că ce citesc eu acum e lupta anticorupție? Adică vi se pare că asta ar fi? Dacă asta e lupta anticorupție, iertați-mă, atunci nu. Dar nu asta e lupta anticorupție. Lupta anticorupție e altfel. Deocamdată în România nu s-a întâmplat lupta anticorupție. În România s-a întâmplat să conducem țara prin teroare. Asta s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat lupta anticorupție. Deci, doi dintre inculpați, asta mi se pare totuși important. Doi dintre inculpați au fost ținuți 6 luni în arest preventiv. 6 luni de pârnaie nevinovat. Băi, cred că un minut de pârnaie e rău. Nu 6 luni. Bun, trecem mai departe. Numărăm în continuare achitările de azi. Numai de azi. Fostul primar al orașului Măcin din județul Tulcea, Andone Ichim, de la PSD, a fost achitat miercuri de Curtea de Apel Constanța după ce fusese condamnat de Tribunalul Tulcea la 2 ani de închisoare cu suspendare, decizia instanței fiind definitivă. El fusese trimis în judecată de procurorii DNA fiind acuzat că ar fi obținut ilegal fonduri europene. Deci achitat. Mai departe. Foarte important mi se pare acest articol, pentru că Sinaia mi se pare o localitate importantă. Vlad Oprea, primarul din Sinaia, a fost achitat într-un dosar DNA, făcut chiar de celebrul Portocală, ca să fim așa. În aceeași cauză, o judecătoare a fost găsită vinovată pentru luare de mită, nu că evident nu i-a dat Oprea, că altfel nu era Vlad Oprea. Oprea fusese trimis în judecată pentru, desigur, abuz în serviciu. Pentru ce altceva? Celebra infracțiune care dă orgasme hashtagiștilor. Sentința nu este definitivă, ok, dar a fost achitată în primă instanță. Ca Orban. Ca Orban, ca să înțelegem exact. Conform unui comunicat remis presei de DNA, cei 3 inculpați sunt acuzați că în vara anului 2010, așa, în contextul în care pe rolul instanței se afla un dosar civil, în sfârșit nu mai intrăm în detalii, că e... Deci, omul Oprea, Vlad, era acuzat de abuz în serviciu, achitat. Deci v-am făcut așa un platouaș de achitări numai pentru astăzi. Cred că e o zi foarte proastă, tocmai azi, să vorbim despre abuz în serviciu, dar e o zi proastă să vorbim cam despre anticorupție. O zi proastă să vorbim oricând despre anticorupție. Înțelegeți? Da, lui Oprea, îmi spune Ciutacu, știu, lui Oprea a fost interzis să intre în curtea primăriei vreun an după ce a câștigat alegerile. Adică el a fost votat de cetățenii din Sinaia să fie primar în Sinaia și au ales cetățenii din Sinaia. Cine să le fie primar? Și celebrul Portocală, magistrat din unitatea de elită a DNA, i-a dat control judiciar și n-avea voie să intre primarul în primărie. Adică cetățeni. Nu, altfel, lupta anticorupție e beton, e extraordinară. Și omul a fost și achitat în primă instanță astăzi.